Administratorii de pensiuni și hoteluri pentru animale vin în sprijinul proprietarilor depistați sau suspecți de COVID-19. Mai precis, să ofere să se ocupe cum trebuie de câinii celor aflați în izolare. Stăpânii beneficiază de reduceri și își pot urmări în timp real prietenii necuvântători cu ajutorul unei aplicații. Testată pozitiv pentru SARS-CoV-2, Maria a fost nevoită să stea în izolare 2 săptămâni. În aceste condiții nu a mai putut să iasă la plimbare cu Tașa, cățelușa ei de 5 ani, iar singura soluție a fost să o ducă la un hotel pentru animale. Procesul a fost unul simplu. Am sunat, am vorbit, am explicat care este situația. Au și serviciul de taxi. A contat asta pentru noi, pentru că noi nu ne-am putut deplasa de acasă. Au venit, au preluat-o. Și Bogdan a apelat la aceeași variantă după ce a fost anunțat de la locul de muncă despre un posibil caz de infectare cu SARS-CoV-2 și a fost nevoit să rămână acasă. În legătură cu cățelul, am decizia să rămână acolo pentru că așa ar trebui procedat în situații de genul ăsta. Bravo! Spune, Jessica! Spune! Dacă în lunile de vară aproape că nu aveau clienți, acum pensiunile pentru animale și-au adaptat serviciile pentru persoanele care trebuie să stea în izolare și nu se mai pot ocupa de animale. Numărul de cereri în ceea ce privește căței cazați pe perioada carantinării stăpânilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. Am făcut și un preț special pentru acești clienți, am început să le oferim 20% discount. Cele 3-4 plimbări care se impun trebuie să se facă și în această perioadă, nu trebuie să fie mai rare sau modificate. Deci programul cățelului trebuie să fie exact la fel ca și înainte. Stăpânii câinilor beneficiază și de un serviciu video. Stăpânii pot să-și vadă în timp real animăluțele cazate la noi. De exemplu, eu acum o să vă arăt o cameră în care stau 3 căței de la același stăpân, iar stăpânul poate intra oricând dorește. Printre clienți se numără și medicii care au rezervat locuri pentru căței lor. Pot inclusiv să merg să preiau cățelul de la ei de acasă și până se fac bine vor sta aici. Pentru o zi de cazare, prețurile pornesc de la 50 de lei și pot ajunge la aproape 200 în funcție de serviciile oferite. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.